Aveți necazuri, probleme, astăzi să uitați de toate. E ziua zâmbetului. Astăzi zâmbiți cât se poate. Nu mai zâmbim. De ce? Sunt necazuri peste multe. Astăzi este oficial ziua zâmbetului. Și azi ar trebui să uităm de toate. Nu e pensiile mărite, nu e salariile mărite, nu e absolut nimic, cu ce să faci? Dacă în jurul dumneavoastră sunt 5 persoane care au bani mulți și zâmbesc, dumneavoastră veți zâmbi chiar dacă nu aveți bani, pentru că zâmbetul se... O să mai... Timpurile grele. Tineretul nu are servici, întreprinderile s-a distrus. De unde să muncească copiii să ia bani? Să sărbătoriți dumneavoastră ziua zâmbetului. Zâmbiți la cameră, cel mai frumos zâmbet. Zâmbiți și dumneavoastră la cameră, că e ziua zâmbetului. Nu prea zâmbiți, nici de ziua zâmbetului. Ce să mai zâmbezi la 75 de ani? Nu contează, ziua zâmbetului o sărbătorim toți. Nu mai ții. Oamenii zâmbesc tot mai mult sau tot mai puțin? Păi dacă are, mai zâmbește, dacă nu... Nu, suntem nedreptățiți, suntem folosiți, suntem, nu știu, suntem bolnavi la cap, cred, după mine. Adică realitatea ne fură zâmbetul? Păi normal. În trecutul dumneavoastră, oamenii zâmbeau mai mult? Păi zâmbeau că îmi plăcea femeile, îmi plăcea băutura, le-a timp, nu are televizor. Vorbim de când era tânăr, nu? Tânăr. Dacă vedeți două femei acum, de exemplu, două vedete cunoscute, Gina Pistol și Eva Kent, zâmbiți? Păi ce să mai zâmbesc, dar altură n-am. Cum puteți? Uitați-vă la doamnă, zâmbiți dumneavoastră, doamnă, și apoi zâmbiți și păi, pe gâtile, dacă... 1, 2, 3 și... Lasă-mă, viața asta pentru mulți este o povară grea. Văd zâmbete în oglindă pe fețele altora. Azi lăsăm totul deoparte și sărbătorim. Firește, e ziua zâmbetului, deci toată lumea zâmbește. Lasă-mă, nu ne împace.